Un eveniment de amploare a avut loc în orașul Reghin la sfârșitul săptămânii trecute. Campionatul Național de Fitness, ediția 2016, a adus în orașul Viorilor elita practicanților acestui sport. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru participare, vreau să vă mulțumesc frumos pentru implicarea pe care ați avut-o, iar faptul că avem atât sportivi, să știți că este un rezultat al muncii noastre de peste an, al muncii noastre din ultimii 3 ani, mai bine zis, care a culminat cu obținerea unui campionat mondial, în premieră pentru România, fiindcă România organizează al doilea campionat mondial în toate ramurile sportive care se va desfășura vreodată în România. Sunt onorată și mândră să vă spun că în acest început de septembrie este al 3-lea eveniment național care se petrece în Reghin și pentru noi este o foarte mare onoare, pentru că Reghinul se dezvoltă atât economic, ceea ce generează și posibilitatea de a sprijini evenimentele culturale, evenimentele sportive. Iar faptul că președintele Federației este concetățeanul și prietenul nostru și că aduce întotdeauna evenimente la Reghin este o onoare și vă mulțumesc dumneavoastră celor care veniți din toată țara să fiți alături de noi. Sper să aveți un sejur plăcut și concurenților le doresc succes și să se simtă bine la Reghin. Conducerea Federației Române de Culturism și Fitness spune că evenimentul de la Reghin poate fi considerat un punct de plecare în ceea ce privește pregătirea campionatului mondial de anul viitor, găzduit de țara noastră, mai exact de municipiul Bistrița. Competiție foarte reușită, sportivi foarte bine pregătiți, o prezență în sală foarte bună, lucru lăudabil pentru reghineni și pentru sportul românesc. Campionatul Național de Fitness a fost structurat pe categorii fitness senior și senioare, body fitness senioare, men fizic și bikini fitness. Câștigătorii au fost premiați, iar datorită gazdelor s-au oferit și sume de bani. Pentru această competiție m-am pregătit atât alimentar, cât și din punct de vedere psihic. Este foarte important modul în care pozezi. Și, bineînțeles, ținuta specială concursului, bronzul. A fost o competiție foarte strânsă, având în vedere că au fost foarte multe foste campioane naționale, internaționale și... 3 luni de zile, alimentație sănătoasă, mișcare, 2 antrenamente pe zi, nu foarte, foarte strict, dar atent la ce mănânc, la nutrienți, la macronutrienți. Mi s-a părut o competiție foarte strânsă, cei mai buni oameni din țară, fiind junior, mai am 2 ani de juniorat, mi se pare un rezultat foarte bun. Am ieșit locul întâi la Man Physic 178. Mi se pare un exercițiu foarte bun. Pentru mine, sportul ăsta e un lifestyle, ca să spun așa. Mă pregătesc pentru competiție special aproximativ 6-8 săptămâni. Ediția 2016 a Campionatului Național de Fitness a fost una reușită, spune Monica Mureșan, arbitru delegat al Federației, iar concurența pentru titlul de campion a fost acerbă. Competiția ca atare mi s-a părut o competiție foarte reușită, atât datorită numărului mare de sportivi care au concurat în această competiție, cât și valorii ridicate, al nivelului ridicat de pregătire al sportivilor. Și putea să spun că la fiecare disciplină am avut concurenți bine pregătiți, atât la disciplinele fetelor, însemnând bikini fitness și body fitness, și la fitness feminin, cât și la disciplinele băieților, men fizic și fitness masculin. La dreapta. La dreapta.